Dar credincios poate să pun de abilit ce este nevoie ca să fim plini de Duhul Sfânt. Și așa suntem între trei motive de a fi plini de trei o viață plină de Duhul Sfânt. În primul rând, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Urmai în capitolul 8, versetul 26 spune că Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci însuși, căci simt că nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul ne știu ce și mai spus să fie negrăite. Adesor, ne confruntăm cu anumite probleme, nevoie și lipsuri și ne lipsesc cuvinte, dar Duhul este cel care știe să mișucească pentru noi și să, ca să vii să fie Domnul pentru aceasta. În al doilea rând, Duhul ne ajută ca să fim plini de dragoste. Roman, capitolul 5, versetul 5 zice: Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Adesor, când ne uităm ales din lui, la oameni din jur, ne întrebăm cum putem să iubim aproapele nostru, mai ales pe cei care ne sunt rășmași, dar Duhul Sfânt este cel care ne dă putere de a iubi prin dragoste de Dumnezeu, să fim bine, să fim exemplu pentru celor din jur. Și pe cealaltă lume, Duhul Sfânt ne ajută ca dragostea noastră de Dumnezeu să nu se încetează, să nu se obosească și ne ține legat de El și să din nou să fiți să fie Domn pentru aceasta. În a treilea rând, Duhul Sfânt ne ajută ca să ne plăbim fiii pământești. Galaten, capitolul 5, versetul 16, zice: Umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele fiii pământești. Când societatea aceasta și lumea întreagă se revoltă atât cum împotriva copilului lui Dumnezeu și mai ales tinerii, ne întrebăm cum puteți să rămân în picioare. Este Duhul Sfânt care ne dă putere, care ne ține întărit. Și de aceea este așa de mare nevoie să fim plini de puterea Duhului Sfânt în fiecare zi. Și măcar că sunt multe alte motive, o crezi doar aceste trei și cea de-a doua motiv vreau să ne rugăm pentru Duhul Sfânt în viața noastră. Credincioșul trebuie să adâncească tot mai mult în care Dumnezeu să crească, să rămâne la dispoziția de a fi folosit pentru el. Și însuși Domnul zicea că secerisul este mare și îndemna ucenicii ca să roagă, să rugați-o Domnul ca să-ți poate lucrătorii săi în secerisul său. Din nou putem să pun întrebare de ce trebuie ca să lucrăm pentru Dumnezeu și mai ales tinerii. În primul rând, ca să fim fii al lui Dumnezeu, Roman, capitolul 8, versetul 14, zice că toți cei ce sunt încălzite de lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și mă doar mă amintesc de pilda omului neroditor, în care grădinarul cerea, cerea de la stăpân să mai îngăduie să rămâne omul neroditor încă un an și întreg, mai bine cunoscutor, în anul ce se cer rog al postului lui Dumnezeu. Și vă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca să putem să aducem de loc. În al doilea rând, trebuie să lucrăm cu Duhul Sfânt ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie întâlnit cu semne și cu minuni. În Fapte, capitolul 4, versetele 29 până la 31, acolo este scris de o rugăciune ucenicilor apostolilor, care se ruga ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie vestită cu întâlnire și să fie însoțită cu semne, tâmpirii și minuni. Și apoi în versetul 31 spune că s-a bucurat Duhul Sfânt, a fost umplut de Duhul Sfânt, s-a putemorat locul și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndesnială. Cuvântul lui Dumnezeu în biserica sa și prin viața noastră, prin propovăduirea noastră celor din jur, ca să aibă efect și să aibă putere, trebuie să fim plini de puterea Duhului Sfânt. Și în a treilea și ultimul rând, Duhul Sfânt, când lucrăm din Duhul Sfânt, suntem folositori altora, adică Biserica Domnului. Și doar vă amintesc de scrisele lui Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, zice că sunt feluri de daruri, dar dat de același Duh, a feluri de slujuri, dar același Domn, feluri de lucrări, de același Dumnezeu. Și ai spune versetul 7 că mi-a fost dat arătare bucurii spre folosul altora, adică frașii sobre noastre. Și toți care suntem adunați în locul acest, măcar că suntem din alte locuri, formăm un singur trup, să formăm trupul lui Iisus Hristos în mâinile Lui. Și ca să putem fi în continuare folositor, avem nevoie de lucrări, avem nevoie de dar, avem nevoie de slujbe, de lucrări. Și aș vrea să fac o precisare aici.
mai ales tinerilor, să am început văzătura aceasta nebiblică, că darul sunt poate darul dat prin Dumnezeu și nu trebuie cerut, nu trebuie stăruite. Dar dacă putem să citim versetul 12, spune în versetul 31, umblați, dar după darurile cele mai bune. În darul 14, versetul 1, urmați, dragostea, umblați și după darurile provincești, dar mai ales să părăciți. Din nou, versetul 39, astfel deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea întâlnirii. Deci credincioșul se facă parte de în umblare, este o activitate din partea credincioșului a stăruit după darul, după slujbe, după lucrări. Și vă rog că Dumnezeu să ne ajute așa să și vă rog că Domnul Hristos să vă ridicați în picioare și în aceste gânduri să vină înainte de Domnul să ne rugăm ca să ne intre din nou puterea Duhului Sfânt. Iisus zicea ucenicilor să rămâne în Duhul, să ne dune în partea lui o putere. Dar după aia mai urmează ceva, spune ca să și înveți din Marcul, în Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până mai pe Pământul. Și să ne rugăm că Dumnezeu să ajute ca să fim folositorul și să lucrăm fiecare zi în Dumnezeu și Dumnezeu Duhului Sfânt. Amin.